prima împărtiri și mora și stupei, ca trăind în libertate, răzești în ochi strămoși. De cearul lui Ștefan și școala domnească s-au martor că la noi au fost și sunt martorturat. Sunt copii fără soț, un luceafăr și un creangă, au scris globă de aur, doi prieteni, doi titani. Bună ziua, stimați telespectatori din Neamț, dar în special din Târgu Neamț. Astăzi o ediție specială din sediu Casei de Cultură Târgu Neamț, Casa de Cultură Ion Creangă, Casa Culturii Ion Creangă. Facem această emisiune nu în ziua în care v-ați obișnuit, dar la aceeași oră, ora 17, și bineînțeles că tema emisiunii o reprezintă coronavirus. Tot ce înseamnă, tot ce se poate afla despre acest lucru la Târgu Neamț, este o emisiune, așa cum am făcut și în alte părți din județ, pentru a informa și într-un fel a liniști populația în legătură cu măsurile pe care le ia administrația centrală și locală pentru prevenire, cât se poate preveni, și pentru mișorarea daunelor, ca să spunem așa. În emisiune, invitat, cum este și normal, primarul Daniel Harpa, primarul orașului Târgu Neamț. Bună ziua! Bună ziua! Și alături de domnia sa, la fel cum este normal, pentru că este omul care gestionează situația din punct de vedere medical, domnul Florin Apostoae, directorul spitalului din Târgu Neamț. Bine ați venit în emisiune. Eu propun să începem foarte abrupt emisiunea și după ce o să spun eu că până la acest moment nu avem decât același caz confirmat, dar a crescut numărul celor aflați în autoizolare și probabil că și în carantină, o să vă rog să ne comunicați cum doriți dumneavoastră, eu doar voi modera, ce este de comunicat pentru locuitorii orașului Târgu Neamț și cei din zona înconjurătoare despre cum se administrează această criză. În primul rând vă mulțumesc pentru invitație. Am ținut foarte mult să l-am alături de mine și pe managerul spitalului, domnul doctor, care face parte și din comitetul local de situații de urgență, pentru situații de urgență. Și am să încep prin a veni cu o garanție clară și un punct de vedere foarte serios în fața locuitorilor orașului Târgu Neamț și nu numai, tuturor celor care se uită la noi și care primesc mesajul că la noi, la Târgu Neamț și în județul Neamț, situația este sub control. Avem în Târgu Neamț două centre pentru persoane care urmează sau sunt în carantină. Este un lucru îmbucurător pentru orașul Târgu Neamț că nu există nicio persoană în carantină la momentul de față. Din Târgu Neamț. Din Târgu Neamț. Din Târgu Neamț. Majoritatea, așa cum am mai spus, majoritatea cetățenilor sunt din alte zone. Bicaz, Borca, chiar și Piatra Neamț. La momentul de față, în cele 28 de locuri, în cele două zone cu 28 de locuri care sunt pline, bineînțeles, din zona Târgului Neamț sunt doar 4 persoane, 2 din Oglinzi și 2 din Timișești, dar ce e mai încurător că nu avem nicio persoană care să fie cu test pozitiv pe această epidemie. La modul cum ne-am organizat împreună cu colegii în cadrul Comitetului de Situații de Urgență, am pus în aplicare toate măsurile care le-am primit de la nivel atât la nivel județean cât și național și pot spune că stăpânim așa cum trebuie tot ceea ce am inițiat, toate măsurile care le-am inițiat. Bun, haideți să le luăm pe rând, dar înainte să-l întrebăm și pe domnul doctor, domnul director, care e situația din punct de vedere medical la spitalul pe care îl gestionează. La spital, în acest moment, avem materiale sanitare, avem tot ceea ce înseamnă combinezoane, mănuși, măști, materiale de dezinfecție. Dar sunt la nivelul achizițiilor anuale normale,
În ultimele două săptămâni am suplimentat o parte din aceste achiziții. Am încercat și am inițiat comenzi pentru a primi materiale necesare și pentru trimestrul următor, având în vedere situația care s-ar putea amplifica datorită apariției multor cetățeni din zonele roșii ale Europei. Sperăm că aceste comenzi care au fost confirmate să ajungă la timp și toate materialele necesare să fie disponibile pentru personalul medico-sanitar și, bineînțeles, pentru pacienții potențiali. Dar aș vrea să transmit un mesaj tuturor celor din zonă, în special celor veniți din zonele afectate de epidemia cu coronavirusul. Cei din afară care au sosit în țară, din câte am fost informați, sunt peste 100.000 de oameni intrați în țară în ultimele 48-72 de ore, dintre care o parte sunt, bineînțeles, din județul Neamț. Ca toate aceste persoane care, deși nu au în acest moment simptomatologie, dacă vin din zone roșii, să se auto-limiteze în a se deplasa în afara locuinței și în cazul în care au simptomatologie, să anunțe medicul de familie care va anunța DSP-ul și se vor deplasa echipe pentru a le recolta probe biologice în vederea stabilirii diagnosticului de infecție cu coronavirus. Știu că multe persoane nu au fost pregătite, probabil că nu au încă suficientă mâncare la domiciliu și sau cele necesare, dar e bine ca aceste persoane să deplaseze strict în afara locuinței doar pentru necesitățile impuse de hrană, alimente și strictul necesar, pentru că cea mai bună metodă de a preveni această boală este autolimitarea ei prin limitarea ieșirilor. Deci, pe cât se poate de mult, o autoizolare voluntară la domiciliu. Chiar și acolo, unde nu sunt, să spunem așa, foarte multe, nu sunt oameni bolnavi. Și foarte important este ca aceste persoane, chiar dacă este dor de părinți, chiar dacă ar dori să-i vadă, să se autocenzureze în a merge în special la persoanele în vârstă, care știm că sunt mai susceptibile la a face forme severe și grave de boală. Așa. Deci vreau să vă spun că suntem potopiți deja de mesaje și sunt foarte mulți oameni pe ne urmăresc în acest moment. Sunt întrebări de multe ori sau îndemnuri. Nu plecați de acasă, rămâneți, în special din Anglia, din acestea și din Italia, dar cei rămași acolo. Aș dori să sfătuiesc toate persoanele să nu meargă la spital sau la medicul de familie pentru chestiuni banale care nu-și au rostul și momentul acum de a fi aduse în tratament, pentru că prin creșterea numărului de prezentări există și riscul de a crește contactul cu persoane potențial infectate. Bun. Haideți să spunem așa, cum să procedeze un om care, să spunem, este răcit sau are o așa, ce face? Sună la medicul de familie? Dacă acest om a avut contact cu persoane venite din zona roșie și se află în primele 14 zile, în care știm că este perioada de incubație a acestei boli, ar fi bine să anunțe medicul de familie, iar medicul de familie va anunța Direcția de Sănătate Publică și se va deplasa o echipă la domiciliul respectiv. Bineînțeles, într-un timp rezonabil, pentru că nu sunt extraordinar de multe echipe, iar numărul celor care au putut intra în contact cu aceste persoane poate crește în următoarele zile. Dar cu răbdare, trebuie să menționăm că, de obicei, formele sunt forme de viroză, care pot fi de la forma cea mai ușoară până la forme mai severe, în special la pacienții vârstnici sau cu alte boli, cum ne spunem noi, comorbidități grave, la care această boală se poate manifesta mai sever. Bun, domnul primar, ați amintit că aveți un comitet local pentru orășenesc pentru situații de urgență. Haideți să o luăm așa bătrânește. Ce face primăria și comitetul în aceste zile? Pentru că lumea spune, uai, ăștia, ce se întâmplă concret? Ce puteți spune? Bineînțeles că nu toate lucrurile. De exemplu,
În școli, dimineața am stat de vorbă cu primarul de la Piatra Neamț. Și a spus, domne, noi ce putem face, facem, am dat ordin să se facă dezinsecție. Dezinfecție, nu mă pricep foarte bine la termen. Dezinfecție. Am asigurat cadrul, ne pregătim să ducem mâncarea, dar ce alte activități? Nu-mi dau seama cum funcționează lucrurile. În primul rând, pe data de 10 martie am convocat acest comitet local, de unde, pe lângă managerul spitalului, fac parte tot ceea ce înseamnă managerea instituțiilor de învățământ, protopopul bisericilor din Târgu Neamț și nu numai, cei de la situații de urgență, șeful SVSU-ului, șeful pompierilor, șeful poliției, jandarmilor, și am pus în aplicare măsurile de prevenție care le-am primit de la Comitetul Județean. Prefectului și Comitetul Județean și Comitetul Central. După, prin acele măsuri care deja s-au pus în aplicare mare parte din ele, începând de la suspendarea învățământului până la dezinfecția în tot ceea ce înseamnă instituții de învățământ, în tot ceea ce înseamnă spații verzi, parcuri, Casa Culturii. Deci lucrurile astea se fac. Dar pe lângă acele măsuri care le-am implementat la acea dată, astăzi am convocat din nou Comitetul de Urgență, unde am dispus încă câteva măsuri pe care am să le dau citire, că sunt proaspete. E foarte important pentru cei care ne urmăresc. Ce este și mai important este faptul că pentru acele 28 de persoane care le avem în carantină în Târgu Neamț, ne-am ocupat și m-am ocupat personal, în primul rând, să aibă cele 3 mese pe zi asigurate. Este o întreagă discuție și chiar o să revenim aici, probabil. Chiar vreau să vă spun de ce. Vă opresc un pic. La Piatra Neamț a fost un scandal, pentru că probabil administrația a fost luată prin surprindere și în prima zi s-a asigurat masa, probabil rece, ceva de genul ăsta. Acum au intrat lucrurile normal. La dumneavoastră, cum funcționează? Deci asigurăm 3 mese pe zi, începând de la mic dejun, prânz, cină. Am adus aici chiar și meniurile care le asigurăm la, bine, în sistem catering. Dar pe lângă aceste 3 mese pe zi, în fiecare zi, astăzi am discutat cu cele 28 de persoane și le-am dat un număr de telefon în cazul în care vor avea probleme sau să sune la acel număr de telefon. Am discutat cu cele 28 de persoane care mi-au spus că sunt mulțumite de masă, de condiții, dar mai sunt câteva probleme care trebuie rezolvate, începând de la igiena personală. De exemplu, o doamnă a solicitat o pereche de papuși de casă și o pereche de pijamale. Sau, eu știu, altcineva solicitat hârtie, nu știu pentru ce să... O doamnă întreabă, avem cazuri confirmate. Târgu Neamț, facem încă o dată precizarea, chiar nu dacă... Avem niciun deci caz nu există niciun caz confirmat. Pot spune că la Spitalul Târgu Neamț au fost 3 suspiciuni de pacienți potențial contacți, la care s-au recoltat analize, iar probele sunt negative. La o singură persoană a venit probă pozitivă pentru virus gripal tip B. Deci nu coronavirus. Gripa normală care pe care... E foarte bine și eu încerc, când mai sunt întrebări, eu încerc să vă opresc și să... Deci am spus că nu avem nici măcar în carantină cetățenii orașului Târgu Neamț. Revenind la meniul asigurat zilnic, bineînțeles, în fiecare zi este diferit. Vă pot da un exemplu. În prima zi, începând de la ceai, șuncă, telemea, unt, dulceață, pâine, apă plată, continuăm cu prânzul, cu o ciorbă de purcel, carne de porc, pulpă de pui la cuptor, pilaf de orez, salată de murături și, bineînțeles, cine solicită mâncare de post, se poate asigura și meniul de post. Am vrut să spuneți aceste lucruri pentru că au fost tot felul de discuții. Că sunt tratați rău, că nu li se... Bine, ei pot interveni dacă e și pe CET aici și să ne spună. Eu am și insistat, v-am spus că este în sistem catering masă, am și insistat la cel care asigură masa să ca în fiecare zi, în afară de, bineînțeles, micul dejun, să aducă masă caldă, inclusiv seara. Iar la cină, așa cum am mai spus, care solicită, am avut solicitări și seara de ciorbă, s-au dus colegii cu o ciorbă caldă,
cu o salată bună sau eu știu ce, ce înainte cu o zi tot timpul da, discutăm. Este, deci, din punctul ăsta, deci să liniștim un pic da, spiritele din acest punct. Să continuăm cu măsurile pe care le-am dispus astăzi. Iar cu le-am dispus astăzi, am luat măsura închiderii definitive a Casei Culturii și a Bibliotecii Orașului Târgu Neamț și, bineînțeles, a Centrului de Informare Turistică. Dezinfecția să se organizeze zilnic. Până acum am, prima dată am luat hotărârea la momentul potrivit să se facă dezinfecția, dar astăzi am spus zilnic să se organizeze dezinfecție, în special pe zona mobilierului urban și în locurile de joacă pentru copii. Am dispus celor de la Direcția de Asistență Socială, prin nou și vechi director, domnul Angheluță, să se ocupe personal de monitorizarea persoanelor vârstnice, care au un risc mai mare epidemiologic. Obligația pentru furnizorii privați de transport persoane în regim de taxi, și aici era o problemă, să se ocupe de măsuri de igienizare și dezinfectare a habitacului mijloacelor de transport. Fiecare cursă, după ce este terminată, în special pe portiere și pe scaune, să se procedeze la dezinfecția zonelor. Instituirea obligației ca toate instituțiile publice și private să asigure la toalete materiale destinate igienei personale. Și, bineînțeles, fiecare măsură am dispus câte un responsabil. Păi, asta vreau să vă spun, da, să se și controleze. În fiecare zi facem analiza cu fiecare responsabil în parte de la măsurile care le-am inițiat. La piața orașului am hotărât ca directorul de la piață să se ocupe zilnic de dezinfecția spațiilor din piață. La fel, Direcția de Asistență Socială are obligația să identifice și să monitorizeze strict toate persoanele vulnerabile din evidența lor. Și aici ne referim la cetățenii din România, ne referim la cei care au probleme sociale, care bătrânii singuri, care nu au familia. Da. Și mai avem încă două măsuri. Dispunerea limitării programului activității centrului de zi. Avem un centru de zi, Omenia, unde avem peste 30 de copii care până acum își desfășurau activitatea de învățământ. De fapt, își făceau lecțiile acolo și le asiguram câte o masă pe zi. Acum am hotărât ca acei copii să servească masa timp de maxim 2 ore, după care să meargă fiecare la domiciliu. O să citesc câteva mesaje. Deci, un doamnă, Onofrei, binevenit atât emisiunea cât și tematica abordată. Felicitări! Ne întreabă o doamnă dacă sunt persoane pozitive în Neamț, o persoană la Roman până acum. Se mai așteptau încă câteva teste, dar până în momentul când am intrat era o singură persoană. Vi se dau și niște sfaturi să discutați ca în farmacii să intre câte o singură persoană. Da. Și aici este o altă tematică care putem să o discutăm. Și instituții bancare, farmacii, chiar astăzi am discutat și cred că ar fi bine de prins singur. O doamnă, Ailin, că-i stop orașul, adică în sensul că să nu se mai circule, toți acasă, în orașul unde muncesc, nu se intre, nu se iese, școlile sunt oprite de 2 săptămâni, nu spune de unde este doamna, unde este. Luați măsuri drastice ca în Italia, înainte ca virusul să se răspândească. Da, domnul primar, vă spun că este un interes deosebit pentru emisiune, eu văd cum funcționează lucrurile, de aceea aș vrea să discutăm cât se poate de mult la concret. De exemplu, ce se întâmplă în școli și de ce vă întreb lucrul acesta? Pentru că sunt directori de școli, și asta nu în Târgu Neamț numai, ci și peste tot, care au devenit brusc foarte zeloși în perioada aceasta și cheamă la școală profesorii, fac ședințe de 2-3 ore interminabile, îi adună pe toți într-o sală și fac ședințe. Consilii profesorale, consilii de administrație pe niște teme absolut stupide. Noi avem telefoane de la profesori. De aceea poate ar fi cazul, așa cum inspectorul general le-a spus, domne, liniștiți-vă și vedeți că acum este o problemă, să le transmite și dumneavoastră niște lucruri sau măcar să-mi spuneți dacă ați discutat cu ei lucrurile acestea. În primul și în primul rând, la prima întâlnire, la prima convocare a Comitetului Local de pe 10, am discutat cu toți managerii, cu toți directorii școlilor, inclusiv ceea ce a spus dumneavoastră. Exclus sau interzis a se întâlni, întruni în
eu știu, grupuri mult mai mari sau mai mici, între directori, între profesori, personalul din învățământ, pentru că scrie clar și în ordinul de la deci, probabil că n-au înțeles. Ei au înțeles că trebuie să vină profesorii la școală și să facă activități și atunci au inventat la ședința. La Târgu Neamț, din ce știu eu, nu. Eu pot să vă spun că și la Târgu Neamț, cel puțin în două cazuri, s-au mai făcut ședințe. De aceea, poate dacă se uită domnii directori, mai dau un telefon, mai dau un telefon și le mai... Da. Fără discuție, este interzis asemenea activități. Și nu numai la școli. Ați avut vreo întâlnire cu oamenii care, știu eu, au magazine, ați avut solicitări de la dânsi, de exemplu, nu știu ce magazin aveți aici mai mare, domne, facem marketurile, fac un program special, iau niște măsuri sau deocamdată nu? Au și program special al lor, dar li s-a transmis cele două procese verbale cu măsurile care trebuie să le aplice ca urmare a hotărârii luate atât la nivel local cât și județean. Au început oamenii să spună la Opriș, probabil că este o farmacie, da, nu? Da, deci în după-amiază asta erau buluc înăuntru. Eu am mers la altă farmacie. E normal, oamenii povestesc pentru că ei se simt într-un fel dezorientați și e foarte bine că ați venit într-o asemenea emisiune să le spun. Prin șeful serviciului pe situații de urgență, chiar în seara asta, după ce voi termina dumneavoastră emisiune, am să dispun să meargă personal la fiecare farmacie în parte și să le aducă la cunoștință obligativitatea de a intra câte o persoană, cu toate că știu că așa se întâmplă. Cum am discutat astăzi la instituțiile bancare, la fel s-a discutat tot așa, dar o să facem și ceva scris pe bază de semnătură pentru a înțelege mai bine șeful acelui. Aveți vreo informație cam câți cetățeni s-au întors pe raza orașului din străinătate? Nu pot să vă spun pe raza orașului, dar din ce îmi spunea dimineață șeful de la poliția locală, ar fi vorba, nu știu dacă este adevărat, de aproximativ 20.000 de cetățeni, dar nu numai Târgu Neamț, în zonă. Aici, cum vorbim și de ce... Domnul, ce înseamnă 20.000 de cetățeni, din care, să spunem, 5-7.000 vin dintr-o zonă în care a fost declarată zonă roșie? Dacă din punct de vedere a temei pe care vorbim. Deci aceste persoane sunt potențial contacți. Dacă aceste persoane vor înțelege să se autolimiteze, să se autodelimiteze în a merge în deplasări inutile, de a intra în contact cu persoane sănătoase, de a intra în contact cu persoane și să se limiteze într-o carantină la domiciliu de minim 14 zile, timp în care, în cazul în care vor apărea simptome sau semne de boală virală, atunci să se adreseze fie medicul de familie, fie ambulanței pentru a veni la spital, dar cu precizarea de a spune clar că vin din zonă roșie, că au fost... Dacă ascund, nu rezolvă nimic. Nu. Dacă ascund, din contră, vor contamina persoane dintre salvatori, mă refer la cei de la ambulanță sau SMURD, iar pentru că acele persoane când merg la potențial contacți sau suspecți de boală coronavirus, vin echipați complet cu combinezon de protecție, cu ochelari, cu mănuși, cu mască, cu papucei de protecție și așa mai departe. În plus, după fiecare utilizare a unei ambulanțe, trebuie să facă o contaminare specială, care durează un pic mai mult și atunci acea ambulanță este scoasă din sistemul respectiv de urgențe. În plus, la spital când ajung, cei care din triaj, care primesc pacienții cu acest risc, trebuie să se echipeze. Acel pacient va fi introdus într-o cameră de izolare. Dacă se stabilește pe baza unui grile speciale pe care avem acolo, un interviu special, să constată criteriile de încadrare în suspect sau potențial infectat, atunci va fi direcționat către secția de boli infecțioase într-o izolare specială. Avem camere speciale pentru această izolare. Se vor recolta analize și mai departe. Trebuie și este foarte important ca oamenii să nu intre în panică, dar să trateze această problemă cu o seriozitate maximă. Vremea șmecheriilor a cam trecut. Nu este vorba de șmecherie aici. Deci, aici e vorba de viața oamenilor. Pe asta spun. Adică, este vorba de viață și de moarte. Aici deja nu mai discutăm că mi-am luat două săpunuri în loc de unul și m-a spălat mai des pe mâini. Acestea deja sunt măsuri obligatorii care țin de igienă și de educația noastră în general.
că acum trebuie să ne spălăm mai des, este foarte important. Nu că până acum n-ar fi trebuit să ne spălăm, dar acum este important să încercăm să autolimităm acest, din păcate, flagel, cum s-ar spune. Domnul primar, sunt obligat, n-am ce face. Curg, buluc, doamna Tănăsescu propune prelungirea perioadei de reducerea taxelor, probabil de plata taxelor și impozitelor cu reducere. Pentru că probabil oamenii nu pot să vină acolo. Și mi se pare o chestie de bun simț. Da, așa este. Nu știu dacă legea permite. Noi am instituit și aici la primărie, în special pe taxe și impozite, un program datorat acestui fenomen și, într-adevăr, oamenii se plâng că nu au cum să plătească taxele și impozitele cu acea reducere de 10% până pe 31 martie. Dar ce am discutat cu domnul prefect, am înțeles că se va da o ordonanță de guvern prin care se... Codul fiscal se, se poate da. Noi prin hotărâre de consiliu nu putem face acest lucru. Deci este bine de știut că... se va prelungi. Doamna Hanganescu, cred, să mă iurtați dacă nu văd foarte bine, da, vor fi distribuite măști de protecție bătrânilor din zona rurală? Deci... măștile de protecție simple nu protejează pacienții de expunerea la acest virus. Măștile de protecție simple sunt bune pentru pacienții care au viroze, pentru a nu răspândi aceste viroze în populația generală. Măștile de protecție sunt măști speciale care sunt achiziționate la spital pentru personalul care are risc de a intra în contact cu aceste persoane. Nu putem să mergem toți cu măști pe stradă inutil, deoarece aceste măști utilizate mai mult timp se umezesc, există devin purtătoare. Efectiv, un mediu de cultură pentru acești virus. Și nu numai pentru ăștia, și pentru alți virus care pot da. Bineînțeles că doar, nu este doar coronavirus. V-am spus, am avut exemplu cu un caz care s-a dovedit a fi pozitiv la virus gripal tip B. Da, o întrebare care eu o să încerc să... Care sunt zonele roșii? Nu putem răspunde aici, sunt foarte multe zone roșii. Pentru ceea ce înseamnă Europa, zona roșie înseamnă întreaga Italie, centrul Spaniei, nordul Germaniei, o parte din zona Parisului și zona din jurul Parisului, Cehia, Slovacia au intrat în ultima perioadă, ne mai vorbim de țările China, Coreea și așa mai departe, care sunt din Asia. În România, deocamdată, nu există zonă roșie, sunt confirmate 72 de cazuri până la acest moment, din care am înțeles deja 7 sau 8 persoane au început să iasă. Deja sunt vindecate. Da, propunere și în supermarket trebuie să intre 2-3 persoane, cum am văzut în niște firmări, trebuie luate măsuri drastice ca să existe o disciplină în acest sens și spune: luați exemplu de la China, luați exemplu de la Coreea de Sud, vi se dorește ambilor mult succes. Controlele riguroase și multe verificări ar ajuta, cred. Aici vreau să fac și o intervenție vis-a-vis de ce spunea domnul doctor de zona roșie și aș vrea să fac un apel la cetățenul orașului Târgu Neamț să vină în sprijinul nostru. De fapt, venim în sprijinul familiilor noastre, a locuitorilor orașului, să ne informeze cât mai repede posibil dacă află cazuri de persoane venite în Târgu Neamț și nu numai în zona Târgului Neamț, din zona roșie. Și care n-au declarat acest lucru. Și avem aici două numere de telefon gratuite, pe lângă 112, care se poate apela la orice oră de zi și de noapte, așa și aici avem un număr de telefon de la Poliția Locală, de la Primăria Târgu Neamț. Pentru cei care pot nota, este 0740569414. 0740 569 464. Da. Și la fel un număr apelabil gratuit 0233 666 1115. Da, alte mesaje: închideți sau restricționați accesul în crâșme și baruri, pe programul probabil. Deci, cel mai corect ar fi ca în această perioadă, deși din punct de vedere economic unii agenți economici ar putea suferi de întârzieri ale unor câștiguri, ar fi mai corect ca toate aceste limitări să fie drastice, să rămână deschise doar hipermarketurile sau supermarketurile sau marketurile alimentare și pentru produse de igienă, da, farmaciile,
medicii de familie să-și facă un program prelungit cât mai clar, acești oameni din zona respectivă să poată apela la dumnealor pentru sfaturi și să vină la urgență doar strict urgențele grave. Da, și pentru că potențialul de a veni într-un număr mare la urgență crește riscul de contagiozitate și de infecție în persoane care sunt deja cu risc. Da. Și un alt îndemn, ce facem cu bisericile? Închideți biserice, prea multă lume într-un spațiu închis. Acum, eu aici, înainte, până dumneavoastră să vă gândiți, eu pot să vă spun că într-o discuție, hai să-i spunem așa, cu ușile închise, în interiorul bisericii, s-a transmis, după asemenea discuție, niște mesaje. Nu știu în ce măsură ele au ajuns publice, dar eu simt nevoia să-l fac public. Au fost îndemnați preoții să facă mai multă rugăciune și ajunări mai îndelungate, transmiterea către credincioși a regulilor de igienă, așa, se vor da 4 tipuri de pliante. Eu nu știu dacă e bine să dai pliantele sau să-i îndemn pe credincioși să asculte slujba în perioada asta, poate și de la televizor sau de la radio. Acum vorbind extrem de pragmatic, dincolo de ce crede fiecare, așa, pe măsură ce vor veni credincioșii, dacă vor fi mai mulți de 100, cred că deja cifra asta este depășită, îi vor aborda cu delicatețe pe cei ce depășesc limita și le vor cere să intre în locașul de cult pe măsură ce vor ieși cei din interior. Mie mi se pare că lucrurile astea deja sunt depășite. Și ar trebui, eu știu că este un subiect extrem de sensibil, dar poate cu, nu cu delicatețe, ci cu fermitate și cu atragerea atenției asupra ceea ce se întâmplă, trebuie să spună oamenilor că se poate găsi o formă prin care să-și manifeste credința și altfel nu în interiorul bisericii, în grupuri mari. Nu știu, ce părere aveți? Domnul doctor, pentru a fi mai simplu. Nu este simplu deloc, pentru că eu sunt medic și nu sunt doar manager. Lucrez și intru în interacțiune cu foarte mulți pacienți, iar în această perioadă cu pacienți care pot sau nu să spună zona din care vin. Noi avem un chestionar foarte clar, pe baza căruia încercăm să stabilim dacă există risc sau nu pentru pacienții respectivi și, bineînțeles, și pentru noi. Lucrăm acolo la urgențe, lucrăm și pe secție cu tot personalul. Vom încerca să limităm plecările în concediu, iar dacă se va institui la un moment dat datorită gravității sau gravității răspândirii acestui virus, se va stabili situația de urgență, noi ne vom conforma și vom veni în ajutorul oamenilor din teritoriu. Da, mesaje. Luați măsuri înainte să ajungem și noi zonă roșie. La noi nu va fi zonă roșie, va fi neagră dacă se referă la întreaga țară aici. Să existe dezinfectări la intrarea în magazine? Există. Există. Pot să vă confirm că am văzut la intrarea în două supermarketuri dezinfectanți pentru mâini încă de la intrare și cei de la pază recomandau tuturor să meargă să dezinfecteze inițial mâinile. Luați în calcul suspendarea transportului public din satele învecinate, sugerați transportul doar cu mașini personale. Noi, zice doamna respectivă, ne-am grupat 2-3 pentru a ne deplasa la muncă și înapoi. Degeaba intră câte 2-3 persoane undeva, afară cozile sunt mari și, mă rog, eu îmi fac datoria să citesc aceste mesaje pentru că oamenii stau, se uită și trebuie să le o farmacie deschisă non-stop ar fi ideal. Așa nu ar mai fi cost și lumea nu s-ar mai călca în picioare. Luați sau măsuri, prelungirea programului sau până prelungirea, ora 10 sau da, ora 11. Da. Că mai bine ieși seara când nu e aglomerație și te duci. Luați măsuri cu transportul în comun. Aici văd un potențial pericol. Să dezinfectezi, nimeni nu dezinfectează în unele rușuri, tocmai ne-ați spus. Aici discutăm doar de partea taxi, pentru că în Târgu Neamț nu avem transport în local. Da, comun. Totuși nu trec autobuze din alte părți. Dar măsuri. Da, dar puteți lua legătura cu cei, da. Da. Cred că o să ia măsura asta, cât de repede posibil. Bun. În ce măsură sunteți pregătiți dacă această epidemie va, și sigur, după semnele sunt că vom avea tot mai multe cazuri.
Eu pot garanta că suntem pregătiți din toate punctele de vedere, începând de la, din punct de vedere financiar, până la partea umană și la modul cum ne-am organizat la nivel de comitet local. Domnul doctor, eu întreb și vă rog să-mi spuneți, s-a luat în calcul vreun moment că se facă apel în situații deosebite și la medici pensionari? Din păcate, în zonă medici pensionari foarte mulți nu prea mai avem. Ceea ce am făcut, am stabilit clar prin planul alb modul în care se va desfășura tratamentul și internarea pacienților respectivi. Se știe foarte bine că Centrul Regional de Boli Infecțioase este la Iași, dar acolo, dacă numărul cazurilor va crește exponențial, vor merge doar pacienții gravi de terapie intensivă. Noi vom fi probabil la un moment dat obligați să internăm pacienții în secția de boli infecțioase, unde se va face clar, deja în spital este carantină, nu mai este permis accesul vizitatorilor sub nicio formă, sau măcar încercăm să nu-l permitem. Este foarte bine să nu vină. Le explicăm, să lase numărul de telefon, vor fi contactați pentru întrebări suplimentare sau pentru probleme care apar neprevăzute. Este asigurată mâncarea pacienților, deocamdată este asigurat și tratamentul în condiții bune. Dacă va fi să înceapă infecția și în zonă, vom interna pacienții la secția de boli infecțioase, unde vom instituie măsuri foarte clare și riguroase de carantină. Da, încă un mesaj cu care sunt și eu de acord, mai mult decât cu altele. Deci, antreprenorii din oraș au probleme. Și nu numai din oraș, în general toți. Vă rugăm, găsiți o pârghie de a influența la nivel central luarea unor decizii de amânare la plata contribuțiilor de pe 25. Da, corect. Antreprenorii se orientează către plata salariilor și a furnizorilor pentru a nu bloca fluxul. Și este într-adevăr o problemă. Activitatea economică a scăzut. Bine, au crescut vânzările de produse alimentare, dar marea majoritate a firmelor au probleme. Au probleme. A scăzut producția economică, nu mai funcționează totul cum trebuie și dacă vrei să dai salarii oamenilor, și vorbesc de mediul privat aici, stai și te gândești, pe 25 am impozite, dau impozitele, ce fac? Și aici poate chiar ar trebui făcută presiune la nivel central și prin parlamentar și prin ce mai este și cred că sunteți și dumneavoastră de acord cu așa ceva. Probabil într-o hotărâre de guvern s-ar putea rezolva acest lucru. Am văzut ieri ceva proiecte inițiate, dar aș dori să nu discutăm nimic politic, nu este cazul la momentul de față. Nu e vorba de politică aici. Dar aici e vorba de supraviețuirea firmelor mici și mijlocii. Unde se puteau amâna taxele, impozitele ce au de achitat firmele cu minim sau maxim 3 luni de zile. Dar, cu siguranță, parlamentari împreună cu guvernanții vor găsi soluțiile necesare pentru a veni în sprijin. Și nu numai antreprenorii. Sunt o groază de firme care se închid dacă continuăm așa. Da. Se felicită între ei cei care dau mesaje. Felicitări, mesaje clare și concise. Foarte frumos. Dar vi se atrage atenția că da, transportatorii nu sunt din Târgu Neamț, dar au autogări în Târgu Neamț și poate ar putea să discutați cu ei ca acolo să se întâmple acest lucru. Da, ce se întâmplă cu o persoană care se suspectă de coronavirus și are simptomele specifice definiției de caz care se prezintă în CPU. Concertul de primiri urgente, probabil. Deci, în primul rând, este obligația persoanei de a declara situația de a fi contact sau venită din zona roșie, automat va fi, personalul se echipează cu echipamentul corespunzător de protecție, este introdus în izolator, va fi consultat de medicul de gardă, iar dacă se încadrează într-adevăr în această situație, se internează la secția de boli infecțioase în izolare, se recoltează probe care merg la Iași, când ne vine rezultatul, dacă sunt pozitive, pacientul în momentul de față, recomandarea este de a fi transportat cu izoleta la Iași, la Spitalul de Boli Infecțioase. Vom vedea pe parcurs, în funcție de numărul de cazuri, dacă vom mai transporta la Iași sau în altă parte a județului, la un centru medical superior, de grad superior, sau va rămâne doar în Spitalul Târgu Neamț. Noi avem în vedere închiderea totală a secției de boli infecțioase, în sensul în care vor pătrunde în secție doar pacienți cu boală coronavirus. Domnul doctor, urmăriți-mă și pe mine. Ce înseamnă izolare în secție?
Izolare în secție înseamnă că un singur pacient va fi izolat într-un salon cu toaletă proprie. Doar dacă vor fi 2-3 contacti din aceeași familie vor putea să rămână în același salon. La noi, spitalul de secția de boli infecțioase beneficiază de camere cu 1, 2 sau 3 paturi și toaletă proprie, o mare parte dintre ele. De aceea, recomandările sunt ca un pacient să fie izolat într-o cameră cu un pat și toaletă proprie, pentru a nu... Da, domnul primar, dacă sunt lucruri pe care vreți să le mai transmiteți pe tema aceasta. Cred că ar fi un lucru destul de important și profit de faptul că m-ați invitat la emisiunea dumneavoastră, legat, în special pentru cei care sunt activi pe acele rețele de socializare. Și aș face un apel și o rugăminte în același timp să lăsăm politica deoparte, să lăsăm culoare politică, să ne gândim că oricare dintre noi putem fi diagnosticați, sau știu, cu acest virus și, bineînțeles, să ne gândim la toți cetățenii români care nu s-au dus de bine peste hotare. Pot fi copiii noștri, părinții noștri, rudele noastre și aș face un apel în acest sens să nu se mai vină cu glume proaste, să nu se mai scrie glume proaste și să facem tot posibilul. Să nu se transmită mesaje negative sau de altă natură și să ne unim cu toții, indiferent de etnie, indiferent de culoare, indiferent de culoare politică și să prevenim și să combatem cât mai repede posibil acest fenomen, pentru că omul este un fenomen. Da, oameni buni, eu vă mulțumesc și sunt onorat de atenția pe care ne-ați acordat-o în această emisiune. Vom mai face, dacă este nevoie, acest gen de emisiuni, pentru că interesul este mare și o să încercăm, cel puțin pe Mesagerul de Neamț, puteți oricând, să ținem în fiecare moment lumea la curent cu ce se întâmplă. Aș încheia, dacă nu mai aveți nimica de transmis către... Dacă mai aveți, vă rog, fără probleme. Dacă nu, aș încheia cu un mesaj primit de la Lenuca Predoaie. Bună seara din Verona! Doresc să vă spun multă sănătate și respect tuturor celor care sunt aici, celor care se uită. Aveți grijă de toată lumea și importantă este izolarea la domiciliu. Aici străzile sunt goale și respectăm condițiile cu speranța să rămânem în viață. Este un mesaj al unei femei care probabil muncește în Italia și e o sinteză aproape a ceea ce am discutat. Eu fac o scurtă recapitulare. Primarul Daniel Harpa ne-a asigurat că sunt fonduri, se fac eforturi pentru achiziționarea tuturor celor necesare din punct de vedere medical. La spital am fost asigurați că se creează și sunt și se creează în plus condiții pentru a stăpâni situația. Alimentația celor care sunt în carantină, nu carantină se cheamă, este asigurată în urma unui dialog cu ei. Fac și eu un apel, cât mai puține ieșiri în public, pentru că până la urmă este vorba de nu numai de sănătatea individului, fiecărui individ, ci de sănătatea unei comunități. Vă mulțumesc pentru participare. Mulțumesc. Și dumneavoastră pentru atenție și răbdare și mai ales pentru interes. Cele bune și multă, multă sănătate la toată lumea.